Părintele Ionuț Pădureanu și Părintele Ionuț Pădreac. Pentru că era nevoie, noi avem, să zicem, un spațiu sfânt, sfințit în curtea liceului, o bisericuță de lemn, dar elevii liceului teologic au nevoie și de acest spațiu pentru a-și desăvârși informațiile pe care le primesc la aceste profile vocaționale, la acest profil vocațional pe care îl descoperim în județul Gorj și în toată țara, doar la liceul teologic. Profilul de muzică bisericească. Avem în țară secția de pastorală. La liceul teologic, așa cum știți, este în decurs de acreditare profilul de muzică bisericească. Vă dăm cuvântul părinților. Mă așteptăm. Știți, vine și din partea domnului primar, cineva știa domnul că vine domnul primar. Mi-a dat un mesaj și a cerut scuze de faptul că va întârzia și nu se știe sigur dacă va ajunge. Chiar am venit acum câteva minute un mesaj. Activitățile pe care le-am desfășurat la disciplina religie și acum și aici, la acest liceu, așa cum știți, simt foarte mult la el și îmi doresc să crească acest liceu și zic că se întâmplă. Încet, încet, acest liceu crește și odată cu el și prestigiul și al colegilor, dar și al elevilor acestui liceu. Am să fiu și eu scurt înainte de începerea de oficiere a slujbei. Doamna inspector general, doamna inspector, preacucernice, părinte, inspector, preacucernici, părinți, doamnelor, domnilor, profesori, dumnealor sunt afară cu scuzele de rigoare. Sunt nespus de emoționat, dar este o emoție plină de bucurie pentru că sunteți prezenți aici și de altfel părtași la acest eveniment frumos pe care îl desfășurăm astăzi la Liceul Teologic din Târgu Jiu. Așa cum a spus și părintele inspector, este o sală de clasă pe care o folosim strict pentru disciplina, pentru specializarea muzică bisericească. Aici, pe lângă practica liturgică pe care o fac cu profesorul de specialitate, fac și ore de curs. Dar este, așa cum am spus mai înainte, folosită doar pentru cei cu această specializare. Ne bucurăm enorm că am realizat lucrul acesta. Este o implicare din partea tuturor. Și aici mă refer și la cadrele didactice de la Liceul Teologic și la elevii care pun umărul la treabă atunci când sunt solicitați. Și după cum ați observat și dumneavoastră pe parcursul de la intrare, să spun așa, până aici, toată această frumusețe, tot acest spectacol iconografic pe care l-ați observat pe pereți, acest spectacol este pus în practică și dus la desăvârșire de elevii Liceului Teologic. Cu atât mai mult ne bucură lucrul acesta că de pe băncile Liceului Teologic pleacă oameni sau ajung oameni în toate domeniile, nu numai în domeniul acesta de activitate liturgică și anume de a se face preot, ci și în alte domenii, precum muzică, precum în pictură bisericească, ghid turistic bisericesc și de altfel ne bucurăm și de reușitele elevilor, absolvenților de la profilul de filologie, cu care ne mândrim de altfel. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și o să începem în Sfânta Slujbă. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mânghietorul, Reducul Adevărului, care pe tu binești, pe toate le binești, mistierul Bunătății, Răzătătorului de viață, vină și să răsplătește pentru noi și ne plătește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărăvelețile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru Sfântumele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai binevoit, ai intrat sub acoperământul Vanului și lui Zaheu și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui. Însuși acum păzește nevătămați de toată răutatea pe cei ce voiesc a locui aici și a învățat și aduc ție rugăciuni prin noi nevrednicii, binecuvântându-i pe dânsii și școala aceasta și păstrând totdeauna viața lor nebântuită și dăruindu-le cu destulare toate bunătățile Tale spre folos prin binecuvântarea Ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu preasfântul Bunul de Viață, Făcătorul Tău, Tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută acum milostivire spre rugăciunile noastre, ale smeriților și nevrednicilor Tăi slujitori. Și trimite harul preasfântului Tău Duh peste îndemnul acesta și îl sfințește. Amin. Ca să fie spre sfințirea locului acestuia și spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a bântuielor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelie și Apostol Luca citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu. Și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit în locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el, Zahei, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit, bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătriri. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul al lui Avraam. Căci Fiul omului a venit să caute, ci să mântuiască pe cel pierdut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă Ta, ne rugăm ție, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău
creștin, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Sunt Neofi Stănciulescu, inspectorul de religie, părintele Neofi Stănciulescu și astăzi participăm la sfințirea paraclisului din cadrul Liceului Teologic. Liceul Teologic are de la înființare biserica din curte, dar era nevoie și de acest paraclis pe care dumneavoastră îl vedeți, unde elevii de la secțiile de vocațional, muzică bisericească sau patrimoniu cultural sau ghid turism religios pot să își desfășoare activitățile din cadrul procesului instructiv educativ. Era nevoie de acest spațiu și cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea Înalt-Preasfințitului Mitropolit Irineu, am reușit, iată, în acest an școlar greu încercat de pandemie, să venim în sprijinul copiilor, elevilor noștri și să ducem la bun sfârșit această lucrare. Sunt convins că e un lucru bun că ceea ce s-a realizat și asta putem să punem pe seama implicării tuturor cadrelor didactice, profesori, dar și elevi, dar și
preoții care predau discipline teologice din acest liceu teologic. Mi se pare un lucru foarte important. Tocmai s-a sfințit o sală de clasă care va funcționa drept laborator de lucru, să-l numim așa, în accepțiunea liceelor de masă. O sală de clasă unde se vor desfășura cursuri, în special pentru specializarea unică în țară și aceea de cântăreți bisericești, de muzică bisericească. Am venit aici la invitația conducerii școlii și a colegului meu, domnul părinte inspector Neofit Stănciulescu, și am fost foarte impresionată să asist la corul copiilor din această școală, cor care se vede că a exersat foarte mult și sunt foarte buni. Astăzi, 8 decembrie 2022, cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte mitropolit al Olteniei și arhiepiscop al Craiovei, părintele Irineu, și cu aprobarea inspectoratului școlar ISJ Gorj, am săvârșit, să spun așa, slujba de sfințire a unei săli de clasă folosită pentru practica specializării muzică bizantină bisericească. Este o sală de clasă destinată special pentru ei, deoarece se impune un asemenea loc pentru anumite ore de specializare teologică care îi va ajuta pe viitor pe preoți și nu numai, chiar și pe cântăreții de la strană. Suntem foarte onorați de realizarea acestui proiect, unde s-au implicat atât cadrele didactice de la Liceul Teologic din Târgu Jiu, dar și elevii acestei instituții. Sperăm ca să continuăm astfel de proiecte și să fim, bineînțeles, un exemplu de urmat și pentru cei ce își doresc să facă acest lucru în viață. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Gata. Mulțumesc.